Cei care a fost aseară la studiu biblic, am vorbit și am studiat împreună cu cei care au fost la studiu, cu frații și surorile din capitolul 12 Roman. Și am descoperit împreună ca fiind un verset de aur al Bibliei, unul dintre cele mai frumoase și cel mai cuprinzătoare versete din Biblie, ultimul verset din capitolul 12 din Cartea Romani. Și acolo spune cuvântul: nu te lăsa biluit de rău, ci biluiește răul prin bine. Amin. Chiar dacă n-am împlinit sau n-am cunoaște alte versete, dar, dragii mei, dacă acest verset l-am împlinit cu toții, să știți că ar fi o bucurie și un farmic în inimile și în sufletele noastre a tuturor. Doamne, ajută-ne. În această zi, dragii mei, avem un alt verset special și lăs ca să-l găsim cu toții din Evrei, capitolul 11, și aș vrea încă de la început, în începutul slujbei de închinare în această dimineață, să medităm la acest cuvânt, credință. Și am spus și dimineață cu surorile, să cântăm în această zi, în această sărbătoare, despre credință. Dar haideți ca pentru a începe această slujbă de închinare, să începem cu rugăciune, să cerem ajutorul Domnului. Și de fapt, dragii mei, vreau să vă spun că însuși venirea noastră la adunare, la închinare, în această dimineață, în acest loc, o facem prin credință. Nu? Așa este, dragi. Nădăjduim într-o făgăduință pe care ne-a făcut-o Domnul Iisus Hristos. El s-a dus, Domnul Iisus a zis, mă duc, dar mă voi întoarce să vă iau pe voi, cei care biruim răul prin bine. Și nu suntem biruiți, dragi mei, de rău, ci noi suntem biruitori cu ajutorul Domnului. Glorie lui. Amin. Amin. Vă invit să vă ridicați în picioare. Aseară